dacă ai o cerere pe piață pentru ceva, cererea aia vine de la părinți. Sau poate să vină de la indivizii care vor să se îmbunătățească la un moment dat în viață. Cererea asta poate fi, cum se zice, fulfilled. Independent, Ok. satisfăcut, satisfăcut, așa. De niște educatori, de vreun fel. Ei sunt niște specialiști. Și contractul, serviciile, piața ar exista între aceste două, în principal între aceste două categorii de indivizi care reprezintă cererea și oferta. Că între ei pot să mai apară tot felul de alte verificări de care părțile își dau seama în timp, de exemplu, niște consilieri de aptitudini pentru copii, de exemplu, care se pricep și ar zice, ok, copilul ăsta e dansator, nu-l chinuiți cu matematica, de exemplu. Și asta ar fi piața sănătoasă, naturală, care ar respecta drepturile de proprietate ale părților. N-ai avea minister, n-ar avea ce să caute niciun fel de stat, n-ai avea inspectorate. Problema acum este că cum îndrepți? Cum să îndrepți o prostie de 500 de ani? Păi, ai un cerc vicios. Foarte mulți oameni trec prin acest pericol moral în care ei sunt obligați deja să plătească taxe. Nu poți să le zici, hai să facem un sistem privat. Am plătit deja taxe. Să facă. Și să mută problema la, păi ar trebui să nu plătești taxele. Păi cum să faci chestia asta? Și astea sunt cu totul alte discuții, alte episoade. Nu, dar se leagă, e ok. Dar se E bine leagă inevitabil. să semnalez că motivul este pentru care nu poți să rezolvi o mare parte din probleme, între care și asta cu educația, e faptul că tu continui să privești taxele ca fiind niște bani dați, nu niște bani luați. Da? Good Că tu, point. de fapt, ai interacționat cu hoțul, nu cu un vânzător. Da? Și hoțul ți-a luat banii și tu acum sper să-ți dea ceva de ei. Da? Pe când dacă ai privi lucrurile ca și cum corect, ca și cum ăștia sunt niște bani luați, în primul rând poate s-ar putea să vrei să-ți ia mai puțin și în al doilea rând o să te înțelegi că trebuie să te descurci fără ei, pe lângă ei. Ideea e că lumea e nemulțumită de educație. Dacă ne aducem aminte de capitolul problemele. Și în România, dacă facem un sondaj, o să apară educația, deci alături de drumuri, de corupție, educația o să apară. De ce tot reapare? De ce nu o rezolvi? Statul are miliarde, de ce nu? Chiar și asta e o problemă, pentru că uite, asistam la o discuție de asta în SNSPA și toată lumea se plângea, dascăle acolo, profesorii, domne, educația nu e, nu e o marfă, nu e o tarabă, nu e ce market, ce trendul ăsta al marketizării, da, Da, mercantilist, așa. chestia asta. Ok, și care era soluția lor la urmă? Care credeți că era? Mai mulți bani luați prin taxe. Creșterea procentului din. Da,